Bună dimineața, oameni buni de pretutindeni! În urmă cu câteva ore am sosit aici, malul râului Rag River, pentru a-i face o vizită de două zile prietenului meu, Liuba. L-ați mai văzut într-un vlog pe care l-am postat în urmă cu câteva luni, pe acest domn care este din Serbia, dar vorbește o limbă română minunată. Poate va apărea la un moment dat chiar și în fața camerei de filmat. Deocamdată se odihnește pentru că seara trecută am uitat să vă spun că sunt însoțit și de domnul X. Seara trecută ne-am așezat la o poveste și știți cum se întâmplă oamenii când nu se văd de mult timp, își dea până poveștile care s-au derulat în acea perioadă în care nu s-au mai văzut. A plouat de dimineață destul de tare, dar văd că acum vremea începe să se îndrepte, cum se mai spune în Ardeal. Nu am venit la pescuit, dar dacă tot mă aflu în zonă, am zis de ce să nu lansez două bețe. Este foarte scăzută apa, niciodată nu am văzut Rag River-ul atât de mic, de aceea nici nu mă voi axa pe pescuit. S-ar putea la un moment dat să-i dau o mână de ajutor prietenului meu pentru că este într-o perioadă în care dorește să își remodeleze această locuință de vară. Și vă voi prezenta zona, mai am anunțit, odată cu trecerea timpului, vorbesc de această zi. Cam atât pentru început. Vă mulțumesc că urmăriți postările mele și acum hai să dăm drumul la vlog, cu alte cuvinte, să intrăm în cuprinsul său. Eu am pus râmă în cârlige, dar văd că Liuba are și scoici. În timp ce filmam, am observat că în acest lighean de tablă sunt niște scoici. O oră mai târziu. Pe câmpie. Fain. Liuba, scuze-mă că am mințit. E mai mult de un fut.
călduță. Acum vine rece. Este trecut de miezul zilei, între timp a ieșit și soarele. Ați văzut că peștele a mușcat în ultimele ore, dar acum, pentru că avem mult soare, catfish-ul s-a retras la umbră. Probabil va mai veni către orele serii. Vreau să gătesc și pentru masa de prânz. Am cumpărat niște carne tocată de curcan. Două porții pe care le voi uni și voi adăuga niște sare, un praf de usturoi și piper pentru a-i da gust. Avem și niște ciuperci pe care de asemenea le voi pune pe grill și o salată ce se află în momentul de față în frigider. Dar vă voi prezenta la momentul potrivit și acea salată. Acum voi începe operațiunea, nimic deosebit. Așa cum spuneam, voi amesteca carnea, voi pune condimentele și filmarea va continua mai târziu, în timp ce deja chifteluțele se vor afla pe grill. Am terminat cu pregătitul mesei, este gata, mai trebuie să ne apucăm să halim. Deci am făcut chifteluțe de curcan, ciuperci și salată într-un peisaj minunat. Ok, după ce voi mânca, mă deplasez prin zona și vă explic despre locul în care sunt. Vă dau câteva detalii, cred eu, interesante. Ne vedem un pic mai târziu.
se lasă seara peste zona în care ne aflăm și noi. Hai să facem încheierea acestui vlog. Vă spuneam că vă voi da câteva informații legate de acest teren. În urmă cu mulți ani, un american a încercat să facă o afacere în zonă și până la urmă s-a reorientat. A cumpărat un teren pe marginea râului Rag River și l-a parcelat. Prietenul meu, Liuba, spunea că parcelele sunt egale, dar din ce văd eu, există locuri unde parcelele sunt și mai mari. Am făcut o filmare cu drona, nu știu dacă s-a observat foarte bine pe acea filmare cum sunt aranjate aceste căsuțe și să continui ceea ce vă spuneam mai devreme. Așadar, acel american a încercat să facă un business, din ce am înțeles de la Liuba, după care, așa cum vă spuneam, s-a reorientat și a parcelat terenul. A tras curent la fiecare parcelă și a închiriat. Le-a făcut contract oamenilor, aceștia au avut posibilitatea să-și construiască ce vor ei pe aceste terenuri. Unii și-au ridicat case în adevăratul sens al cuvântului, dar alții au venit cu aceste rulote pe care americanii le numesc home mobile. Și Liuba deține o astfel de chestie, dar să știți că la interior ea are foarte mult spațiu. Are un dormitor, hai să spunem, mai micuț și unul mai mare. Are bucătărie și baie. Spațiul este destul de generos. Acum nu poți locui într-un astfel de home mobile foarte multe persoane, dar pentru ceea ce-i trebuie lui, este minunat. Probabil vă interesează cam cât plătesc oamenii pentru un astfel de teren. Păi se face un contract care se renoiește în fiecare an. Din ce mi-a spus Liuba, el plătește $500 pe an și la acești bani care se percep ca și chirie, se adaugă $120 taxe. La un calcul sumar, probabil undeva la $120 pe lună, te costă dacă vrei să ai o casă pe malul râului Rag River, dar tu deții doar casa, nu și terenul. Poate vă întrebați ce se întâmplă dacă proprietarul se gândește ca să renunțe la contract. Liuba mi-a spus că el are obligația să te despăgubească. Cu alte cuvinte, dacă tu îți ridici o casă, el trebuie să-ți întoarcă banii. Mai bine zis, trebuie să-ți dea suma care reprezintă valoarea a ceea ce ai construit. Tu, dacă vii și ocupi un astfel de teren, să spunem că nu ai nimic decât curentul pe care proprietarul ți l-a tras. Trebuie să îți tragi apă. Toți au puțuri, au apă din pământ. Liuba are o problemă, deoarece cel ce a locuit înainte a construit alandala și pompa se află la exterior. Trebuie încastrată în niște pereți și un acoperiș și țevile probabil izolate, deoarece pe timpul iernii nu poate să folosească apa într-o astfel de locuință. Cam acestea sunt informațiile pe care am vrut să vi le dau pe final de vlog. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și nu uitați, mă ajută dacă vă abonați la canalul meu și dați un like postării de astăzi. Dacă aveți întrebări mai multe legate de o astfel de chestie, puteți să mi le lăsați la secțiunea comentarii. Român de pretutindeni, până data viitoare, la revedere!